se consideră sistemul 2x plus y plus m ori z egal cu 1, x minus y plus m pătrat ori z egal cu m și 2x plus paranteză m plus 1 y, m plus 1 z, scuze, egal cu m pătrat. Și fie m mare mulțimea acelor m pentru care sistemul este incompatibil. Și e suma acelor m. Cât este, cât e m sau cât este, da? Atenție! Ce înseamnă sistem incompatibil? Înseamnă sistem care nu are soluție. Puteți să o faceți și cu delta. Normal, dacă delta e diferit de 0, sistemul e compatibil determinat. Dacă delta e egal cu 0, îl aflați pe m și până o faceți cu determinații caracteristice și cu nu știu ce. Noi puteți să faceți, atenție, și în felul următor. Având un sistem de ecuații, știți că eu mereu recomand, simplificați dacă puteți sistemul de ecuații. Chiar dacă după aceea veți face determinat, nu contează, aceeași mă, o să vă iasă în final, da? Și anume, uite de ce vreau să-l mai simplific. Pentru că dacă eu voi arăta că sistemul nu are soluție, aia înseamnă că e incompatibil și am găsit pământ. Și uite, de exemplu, ce pot să fac. Uite, scad, de exemplu, prima minus a treia, da? Ce-mi dă? 2x cu 2x să duc, ce-mi dă? Sau a treia minus prima, să vă iasă cu plus. 2x minus 2x să duc, m plus 1 z minus mz, deci îți rămâne odată minus y, că ai scăzut-o pe asta, m plus 1 z minus mz plus z egal cu cine? Cu m pătrat minus 1, da? Și uite, mai pot și pasta, de exemplu. Pasta pot să o adun, de ce? Că se reduc y și îmi dă 3x plus paranteză m pătrat plus m totul ori z egal cu m plus 1, da? Și din astea mai iau una din ecuații, pentru că am lucrat-o pe prima cu a treia, pe a doua cu a treia, care vreți dintre ele? Una dintre ele. Și o iau pe prima, care termenul liber cel mai simplu, nu? 2x plus y plus mz, ca să aveți trei ecuații, egal cu 1, da? Și acum, vedeți, eu pot să o și rezolv. De ce? Păi, îl scot pe y de aici, nu? Din prima. Uite, y este z minus m pătrat minus 1. Îl scot pe x din a doua, tot în funcție de z. Deci x este minus paranteză, hai să punem m pe lângă m plus 1, tot ori z plus m plus 1, totul pe 3. Da? Și le înlocuiesc în asta. Și obținem ce? 2x. Adică, uite, asta puteți să mai dați în factor aici. M plus 1 pe lângă 1 minus mz pe 3, nu? Și vine 2x, care vine 2 pe lângă m plus 1 pe lângă 1 minus mz, vedem dacă lăsăm așa, pe 3, plus y, adică plus ăsta, plus z minus m pătrat minus 1, plus mz, egal cu 1. Și de aici îl aflați pe z, da? Deci, aduc la același numitor, da? Așa, observați ce se întâmplă înainte, uite, minus m pătrat minus 1, 1 și cu 1 să duc, ca să vină mai simplu, da? Și vine 2 pe lângă m plus 1, minus 2m pe lângă m plus 1 ori z, plus 3z, minus 3m pătrat, de aici, da? Plus 3mz egal cu 0. Și hai să-l scoatem pe z aici, z pe lângă cine? Ăștia, da? Deci vine minus 2m pe lângă m plus 1. Ia uitați, ăsta este plus 3 pe lângă m plus 1. Da? Egal cu, hai să-i trecem pe ăștia dincolo, pe ăsta și cu ăsta, da? Deci ca să-l aflăm, 3m pătrat minus 2m minus 2, da? Cred că e, sper să-mi fie și pe la un calcul, că îl fac repede. Vedem noi acum. Și iată, deci dăm un factor un m plus 1, deci vine z pe lângă m plus 1 pe lângă 3 minus 2m egal cu minunea asta. Asta are delta frumoasă, ca eventual să mai vedem un factor. 4, cât e delta? 4 minus 4, a ce 4 ori 3, 12, ori 2, 24, nu. Deci rămâne așa, lăsăm așa, 3 în pătrat minus 2 în minus 2. Și acum observați ce se întâmplă. Dacă m plus 1 diferit de 0 și 3 minus 2 m diferit de 0, rezultă că z egal cu cine? Asta supra asta, da? De unde
Y-ul este ăsta, de unde X-ul este ăsta. Da? Deci rezultă în acest caz că sistemul este compatibil determinat. Dacă M egal cu minus 1, hai să vedem ce dă egalitatea asta. Ăsta este 0 egal cu 3 plus 2 minus 2, 0 egal cu 3, contradicție. Ce înseamnă contradicție? Că sistemul este incompatibil. Da? Că noi că rezolvăm un sistem, atenție, ce înseamnă asta? Că presupunem că există soluții. Dacă ajungem la o contradicție finită, sau, adică un număr finit de soluții sau un număr infinit, cazul de nedeterminat. Dacă ajung la o contradicție, înseamnă că e incompatibil. Și în fine, dacă M egal cu ăsta de aici, egal cu 3 pe 2, observați că am 0 egal cu 3 ori 3 pe 2, adică 3 ori 9 pe 4, minus 2 ori 3 pe 2, minus 3, minus 2. Adică 27 pe 4 minus 5, se vede că și ăsta e diferit de 0, că este 5 pe 4. Deci, din nou, este incompatibil. Prin urmare, mulțimea acelor M înseamnă numerele minus 1 și 3 pe 2. Ce îmi cerea mie? Parcă suma acestor soluții, da? Suma lor, suma acestor M. Deci, suma lui, ei, cine lui minus 1 plus 3 pe 2. 1,5 minus 1 este 1 pe 2. 2, da? Ăsta este S. Ia să vedem. Uite, am răspuns corect B.